Altfel că te era îmbrăcat altfel. Vă opresc un breaking news. Ia ziceți. DNA cere Camerei Deputaților încuvințarea percheziției informatice la Miuțescu de la PNL Argeș. Atât de tare este acest breaking Deputat news. Deputat Orban. Deputat Orban, dar i-au luat, era la grătar domnul Miuțescu cu la Orban. La munte undeva, în vârful muntelui. Acum o lună. Da? I-au luat telefonul mobil, l-au confiscat, cei de la DNA, telefonul mobil, erau la grătar, au zis, domnule, doi mici, nu, telefonul, dacă se poate să ne-l dați domnul Miuțescu. Și după o lună, domnul Crimbologa face o hârtiuță care se face practic în două minute maxim, în care cere încuvințarea percheziției de la Camera Deputaților. Dar de ce astăzi? Eu vă pot și răspunde. Pentru că de ieri domnul Miuțescu a anunțat că pleacă, și-au dat demisia ieri, parcă și-au dat demisia cei 14, câți erau, 16 parlamentari PNL. Așadar, de astăzi, când la DNA s-a făcut solicitarea, nu mai este deputat PNL Miuțescu. Știți? Este deputat independent, motiv pentru care, fără penali în funcții publice, poate să scandeze în continuare Partidul Național Liberal, că domnul Miuțescu nu mai e de-al lor. Râde lumea, domnule Chirea, nu vă supărați. Doamna, o lună, 30 de zile. Nu știu asta, poate domnul Ciuvică, care 30 este de zile. Deci să pot să vă iau telefonul, eu, miliție, da? Și de-abia peste o lună să vă cer încuvințarea de pe Cridac. O lună stă telefonul dumneavoastră la mine, la miliție. Miliție, dumneavoastră parchet, dumneavoastră securitate, puteți să faceți orice în țara asta în care se stabilește, da, că degeaba ai fost, iată, denunțător într-un dosar, că peste... Sub acoperire. Înțelegeți că peste 3 ani poți să fii secretarul general al guvernului.